Start traseu. Blaze și Elena pe traseu. Blaze și Elena cară sticlele, Blaze termină primul. Elena este în spatele lui, se ține tare pe poziție. Blaze face primul puzzle-ul. Elena lângă el, Elena pune 3 bile. Blaze nu pune nicio bilă. 1-0 pentru Elena. Elena câștigă această rundă. Wow, ce joacă Elena, a rupt astăzi traseul. Oana spune, știți, de obicei râde cioc de oală spartă. Drăgulescu zice că vrea să-i vadă pe Delea și Blaze pe traseu să joace un amical. Oana îi spune lui Blaze că dă prea tare cu bilele, să se concentreze și să vizualizele cum să dea, încearcă să îi explice. Elena stă singură mai retrasă. Nedelcu spune, v-a parcat frumos Elena. Oana și concurenții spun că Elena este determinată și bravo ei, o laudă și spun că văd în ea o luptă mare și un concurent de temut, cine se aștepta la așa meciuri. Delea zice că dacă Oana nu avea probleme cu degetul o bătea. Drăgulescu zice că nu este bună doar la final, aleargă cot la cot cu băieții și rupe trasele. Elena a fost cot la cot cu Ionuț, vă vine să credeți. Dacă mai vrei informații, lasă un like și abonează-te. Blaze și Elena pe traseu, 1-0 pentru Elena Chiriac. Elena este cot la cot cu Blaze. Blaze și Elena cară sticlele, Blaze termină primul. Elena este în spatele lui, se țin tare pe poziție amândoi. Cine va câștiga imunitate totală? Blaze face primul puzzle-ul. Elena mai lentă tura asta decât Blaze. Blaze pune 3 bile. Elena nu pune nicio bilă. 1-1 pentru Blaze și Elena. Blaze câștigă această rundă. Blaze îl cheamă pe medicul Teo să-l dea cu betadină pe mână, acuză dureri de mână și este dat cu spray și bandajat. Dacă mai vrei informații, lasă un like și abonează-te. Blaze și Elena pe traseu, 1-1 pentru Blaze și Elena. Blaze este primul, Elena stă în spatele lui. Blaze și Elena cară sticlele cot la cot de această dată, lui Blaze îi pică o sticlă. Elena este în spatele lui și îl întrece pe Blaze, se țin tare pe poziție amândoi. Blaze o întrece din nou pe Elena. Blaze și Elena deodată la puzzle. Blaze face primul puzzle-ul. Elena termină și ea la câteva secunde. Elena pune 3 din 3 bile. Blaze pune o bilă. 2-1 pentru Elena. Elena câștigă această rundă. Elena mai trebuie să câștige un meci ca să primească totemul suprem de imunitate. Blaze și Elena pe traseu, Blaze a jucat de 9 ori pe traseu. 2-1 pentru Elena. Elena a fost intrată de 10 ori pe trasele din jungla dominicană, de 3 ori a jucat cu Blaze. De 3 ori a jucat cu Ionuț, de 3 ori cu Delea s-a luptat. Meciuri fenomenale. Așadar, dacă Elena câștigă va primi imunitate totală, dacă Blaze câștigă vor mai juca un meci pentru că va fi 2-2. Blaze este primul, Elena stă în spatele lui tare de tot, aproape că îl împinge. Blaze și Elena cară sticlele cot la cot, amândoi forțează. Blaze ajunge primul la puzzle. Blaze face primul puzzle-ul. Elena termină și ea la câteva secunde. Blaze pune 3 din 3 bile. Elena nu pune nicio bilă. 2-2 pentru concurenți. Blaze câștigă această rundă. Cine va câștiga oare? Ce meci palpitant! Cine va primi totemul suprem de imunitate? Medicul vine la Bielis și îi dă spray pe genunchi și mâini. Blaze și Elena sunt pregătiți pentru runda decisivă. Blaze este primul, Elena tot în spatele lui Blaze, dar nu se lasă. Blaze cară primul sticlele, Elena vine în spatele lui. Blaze ajunge primul la puzzle, Elena vine și ea la câteva secunde. Blaze face primul puzzle-ul. Elena termină și ea rapid. Elena pune 3 din 3 bile și zbiară de fericire. Blaze pune o bilă. Blaze este eliminat și pierde șansa de imunitate astăzi.
Elena este finalista, Elena câștigă imunitate totală astăzi. 3-2 pentru Elena Chiriac. Felicitări Elena, a bătut toți concurenții astăzi. Felicitări Blaze. Felicitări tuturor concurenților. Drăgulescu merge și o îmbrățișează pe Elena Chiriac. Wow, Elena câștigă totemul de imunitate. Elenei Chiriac nu îi vine să creadă. Drăgulescu spune că toată lumea este mândră de ea. Drăgulescu este mândru de Elena și spune că este bucuros că nu a stat deloc relaxată. Blaze spune, nu ți-am zis felicitări, felicitări și bravo Elena. Blaze o întreabă pe Elena Chiriac de ce țipă la început de start și este nervoasă. Elena zice că nu face în halul ăla. Concurenții râd puțin să destindă atmosfera. Elena zice că în taekwondo te descarci prin lovituri și mișcări, dar ea susține că Blaze exagerează puțin să râdă. Elenei este înmânat colanul de imunitate de către domnul Dan. Elena spune că nu îi vine să creadă că a intrat de 12 ori pe teren și să și câștige colanul de imunitate. Blaze spune că a luptat și nu a contat că e fată, dar tot a fost bătut de către Elena. Blaze spune că trebuie să accepte să câștige și o felicită pe Elena că a câștigat astăzi, i-a bătut pe toți. Elena i-a bătut pe toți băieții. Toți concurenții primesc recompensă astăzi. Cadou 150 de grame de orez, 2 cartofi de cap de concurent și nu doar atât, și jumătate de litru de ulei. Elena nu poate descrie ceea ce simte și este fericită că a bătut 3 băieți de la Războinici. Ea spune că acești 3 băieți sunt foarte orgolioși și că nu poate ca ei să accepte că ea i-a bătut. Dacă mai vrei informații, lasă un like și abonează-te. Delea spune că s-a simțit bine la joc, dar el spune că a învățat o lecție și că îi este demonstrat că oricine poate câștiga. Elena spune despre Ionuț că crede că el nu se aștepta să piardă împotriva Elenei. După față Ionuț pare cam nervos. Elena zice că îl pândea de mult pe Delea și voia să-l bată, își dorea să-i demonstreze că e bună și să-i închidă gura. Despre finala cu Blaze, Elena spune că totemul este la gâtul ei și că niciunui concurent nu îi convine că ea a câștigat. Elena spune că concurenții sunt umflați de supărare că i-a bătut pe toți și că sunt nervoși că au subestimat-o. Ionuț spune că Elena are baftă la colan și că a fost spre eliminare doar o dată sau de două ori. Ionuț mai spune că trebuie să schimbe culoare la colan, că are prea multă baftă și nu mai suportă. Ionuț crede și spune cu tărie că Elena nu mai are șanse la următorul joc de imunitate, voi ce credeți? Drăgulescu spune că doar două șanse sunt în momentul de față ca să fii salvat, ori câștigi totemul de imunitate, dar trebuie să ai o zeibe bombă să fii pe locul 1, iar a doua chestie este, ca telespectatorii să te iubiască și să te susțină, ca să continui până în finală. Problema este că depinde de starea concurenților, hrana fiind puțină și vremea nefavorabilă. Elena spune că Marian a avut o zi super bună ieri, iar astăzi nu. Nedelcu ar vrea ca și Războinicii să câștige o imunitate să trimită un faimos acasă. Pentru a afla și alte informații din primul meci de astăzi, ai în primul comentariu a acest video alt video. Dacă mai vrei informații, lasă un like și abonează-te. Mulțumesc! Albert Oprea de la Survivor România, concurent la Casa Iubirii. Vestea care i-a luat prin surprindere pe fanii show-ului, un zvon interesant, a apărut în mediul online legat de cine ar putea fi noul concurent de la Casa Iubirii. Albert Oprea, fost participant la Survivor România, ar fi semnat cu Canal D. După terminarea celui de-al doilea sezon Survivor România, difuzat la Canal D, Albert Oprea de la Războinici a tot amenințat că nu a luat sfârșit cariera sa în televiziune. Albert Oprea, posibil concurent la Casa Iubirii, contestat și iubit în aceeași măsură, fostul concurent a avut tot felul de apariții în emisiuni și în interviuri pe YouTube. Până acum nu s-a lipit niciun proiect de el, se pare că marea șansă de a reveni pe micul ecran s-a produs în cazul tânărului. Acesta ar fi început de joi, 5 mai 2022, filmările pentru Casa Iubirii.
Albert a confirmat cu jumătate de gură că se pregătește pentru un proiect cu totul special pe pagina sa de Instagram. Fostul concurent de la Survivor România a trecut pe la frizerie, semn că se ferchezuiește pentru fetele din reality show-ul matrimonial de la Canal D, gata de o nouă provocare. O să vedeți, este mesajul prin care Albert Oprea maică nu a spus că va fi prezent în Casa Iubirii. Vestea a fost dată de curând de pagina de Instagram Viperele Vesele, un cont unde au apărut tot felul de spoilere despre cele mai urmărite emisiuni de la noi. Multe dintre zvonuri s-au confirmat în timp. Credibilitatea acestei pagini este una destul de mare, căci a nimerit o serie de câștigători ale unor concursuri de succes, precum învingătorul de la Chef Fără Limite. A avut o relație scurtă cu Simona Hapciuc de la Survivor România. Albert Oprea, fostul concurent Survivor 2021, va fi noul concurent al emisiunii Casa Iubirii. Joi, 05.05.2022, a participat la prima sa zi de filmare pentru această emisiune, au scris Viperele Vesele pe Instagram. Albert nu a fost foarte discret până acum cu viața sa sentimentală. Acesta a avut o relație de scurtă durată cu o fostă concurentă de la Survivor. Cei doi și-au dat seama în timp că nu pot fi mai mult decât prieteni. Este vorba despre Simona Hapciuc, fosta actriță din Transmisii de la Prima TV, cea care a fost membră în echipa faimoșilor de la Survivor 2021. Ce planuri are Flavius după eliminarea din Casa Iubirii? Ce urmează să facă fostul concurent în perioada următoare? Flavius a fost eliminat în gala de duminică a emisiunii Casa Iubirii. Lacrimi și suspine au rămas în urma fostului concurent, însă nu regretă că a ieșit din competiție. Tânărul are planuri mari pentru perioada următoare. Natalia și Flavius au fost nominalizați pentru a pleca acasă, însă numai unul dintre ei a părăsit competiția. Cel din urmă a fost eliminat și asta la insistențele lui. Invitat în emisiunea Teo Show, Flavius a dezvăluit de ce a vrut să plece din Casa Iubirii și ce planuri are pentru următoarea perioadă. De ce a vrut, de fapt, Flavius să părăsească Casa Iubirii? Declarațiile în premieră ale fostului concurent Flavius nu regretă că a părăsit Casa Iubirii, deși relația cu Doril începea să prindă contur. Fostul concurent a declarat în premieră la Teo Show motivul pentru care și-a dorit să plece din competiție, deși legase relații frumoase de prietenie și pentru prima dată a fost tratat așa cum este el, dincolo de aparențe. Flavius a dezvăluit că nu se mai regăsea în cadrul show-ului, iar visul lui este mai presus de orice. Tânărul urmează să plece în India peste 3 zile, unde urmează de-a casting pentru un rol într-un film. Eu am fost în India, am avut o experiență de 3 luni și jumătate acolo, am fost model, am avut campanii. Am avut un casting pentru un film și am dat castingul online și au spus că vor neapărat să mă vadă în realitate, că ar fi o șansă mare pentru mine, o vreau să merg acolo ca să dau tot ce este mai bun, chiar dacă e să nu fie, nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost dacă, a declarat Flavius la Teo Show. Flavius a cucerit concurenții din Casa Iubirii cu naturalețea lui, astfel a ajuns să lege niște prietenii la care nici nu se aștepta. Radu a fost cel mai afectat de plecarea lui și a izbucnit în lacrimi. Ce spune Flavius despre relația cu Dori? Flavius a dezvăluit că între el și Dori a existat o chimie extrem de puternică, iar sărutul dintre ei a fost cât se poate de real. De îndrăgostit nu mă îndrăgostisem, pentru că la mine asta cu îndrăgosteala vine mai greu și în viața reală eram altfel obișnuit, dar începusem să mă atașez de ea, mă simțeam foarte bine cu ea, mă liniștea și de asta aveam nevoie, a mai spus Flavius.